Salut! Sunteți bine, auzați minunat sau? E bine caramel! Și bine caramel! Și astăzi noi vrem să deschidem 5 colete care ne-au venit de pe site-ul bankgood.com. Link-ul acestuia noi vi lăsăm în descriere. Și la toate produsele pe care noi le vom deschide, de asemenea link-urile le vom lăsa în descriere. Voi intrați, uitați-vă, vedeți și prețurile lor. Cred că sunt niște prețuri foarte bune și produsele acum și le vom vedea. Bine, eu iau primul colet. Deschidem! Da, și îl deschid. Una să vezi pe site și alta să vezi în mână. Realitate. Uite, sunt mai multe vărțele. Wow! Gata? Acest pachet este gol. Stai, hai să vedem și căinuțe, că și să văd că altceva. Asta mai e. Hai să vedem căinuțele. Noi am deschis toate pachetele și avem aici 10 rochete, 10 perechi de pantofiori și 10 gentuțe diferite. Nu știu de ce, dar ne-au trimis 4 rochițe tot una și 2 încă. Măcar că acolo scriau că toate vor fi diferite. Pantofii sunt diferiți și gentuțele tot. Gentuțele sunt de masă plastică, puțin așa se mai îndoaie unele acestea. Și toate se despart așa în două. Nu știu, în caz de ceva ca să nu le rupi, da. Dacă totuși copiii mai pun ceva în ele, cât de subțire, să nu se rupă. Mai bine să se desfacă decât să se rupă. Nicu, uite! Se ține pășirea. Tu ai combinat cu pantofii, da? Da. Sandalele. Numai ce este un capet barbe, pentru că... Acestea sunt mai mici. Da. Și numai un capet cel mic pe ea. Pe aceasta, aha. Pe aceasta. E bine, bine că nu sunt are două păpușele. Așa că dacă ceva pentru așa set, cumpărați 2-3 păpușele să vezi. Atât e cu discuți cu am găsit cum să mă îmbrac. Nu, serios, dacă nu fac asta în fiecare zi. Așa. Da, o îmbrăcăm pe picioare. Nu pot să îmbrac. A, cum? Dar nici nu se poate îmbrăca, tot nu poți îmbrăca. El nu se deschide acolo nimic, nu se face deschid. Puțin, dar nu. Barbie aș spune e puțin mai mare. A, da, e mai mare. Asta e mai subțirică. Asta e păpușica care ne-a dat la Bogdan Show, când a venit la ziua la Jasmine. Cine a zis? Prințesa. Da? Sonu. Da, și eu prințesă. Da, 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 da. Da, e cu tot ce micuță din tuță. Foarte, foarte micuță. Și rachița, uite că a venit păpușica aceasta. Și cred că toate sunt cam la acestea. Măcar bine că măcar pe păpușă-s bune. Să se aibă cu ce să se joace. Și sunt foarte, vă zic că sunt foarte, foarte ieftine. La noi așa ceva nu prea găsești, dar acolo pe ce site am găsit cu bănuți. Wow! Ce asta? Ce ai spus pentru fete? Dar aceasta este și pentru mine? Pentru tăticul, da. Ce? Când tăticul ia praznic, pui la codice țelele. Ce ai deschis? Tăticul nu e un praznic, el e cel mai bun tătic din lume. Da, așa e. Melissa, ce e acolo pe cutie? Mele, cine e celălalt? Cine e acesta? Cine e acesta? Anica. Anica? Stați. Deschidem altfel ca să... Putem să... Eu cum jos, deocamdată. Acesta este un... Cânereu! Uite așa. Acesta este un joc. O să ne jucăm în alt filmuleț cu el. Aha. El arată cu fața la noi, tăticu. Se, Melissa. Capul mare, corpul mic. Ce acolo scrie pe el? Pe el scrie Bulldog. Ah, e un Bulldog. Mă simte. Opa. Melissa vrea să apiesc și eu, da. Apasă-o, da. Bă, Melissa. Melissa, e stresată. Uite, stai,
trebuit să leagă, deja mă uitim. Nu așa, nu așa, uite așa. Hai apași tu și spui doar. Nu. Opa! Da, ne-am jucat la un alt videoclip. Ne-am jucat la alt videoclip. Acuși. Bine, să mai vin acolo pachete, stai un pic. Azi vine mai departe ce mai este acolo. Bine? Da, cățelușul nu fuge, lăsăm aici. Da, da. O să ne jucăm neapărat mai târziu. Așa. Hai următorul. Este a doilea colet, da? Da, a doilea colet. E același sal, dar au venit aparte. Așa? Toate pachetele. Da, eu cu meu. Da, cățelușul doarme. Ce este acolo? Așa. Băi, dar ce miros plăcut. Jucările acestea moi, scrișii, s-au fost numesc ele, da? Dar v-ați plăcut, știi? Hai, scădețele. Unul e pentru Jasmina și unul pentru Melisa. Așa. Mie, iau. Măi, ce miros plăcut. Parcă ceva dulce, marshmallow, un fel de... Da? Da. Arată ce e acolo, Melisa? Asta e jucărie, dar nu se mănâncă. Asta e un fel de psicoze. Ia uite. Eu chiar vreau să mănânc. Ia, Melisa. Nu ai văzut noi ce e acolo. Ca un psicoz. Nu ai așa de impresionat, sunt eu? Nu mai vedem. Mica se uite, așteaptă să mănânc. Eu chiar vreau să mănânc de el. Eu vreau să mănânc de el. Este un puișor cu cască în cap, până nu așa. Ți-i soat. Ți-i dreapte, ți-i dreapte. Ți-i soat. Le apeși și le vin înapoi. Da, 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 ia uite, este un puișor. Da, așa sele. Și mi-e luat. Atât de antistres, Silvin. Și un pisicuță, miau-miau. Pisicuța e pentru Melisa, da? Wow, ce miros. Puișorul pentru Jasmina. Dar miroase diferit. Miroase diferit. Eu te miros, miros pisicuță. Ce miros plăcut are. Acesta mai plăcut. Da. Și foarte moale ea. Asta e ca un chec. Ia, nu să vedem cât timp să revin înapoi. Ia, nu țineți-l. Stai, ia nu pisicuța. Mirosul are ca chec. Acela e fain, așa e? Fain. Mirosul ca chec. Și foarte moale, puteți să faci așa boză, uite. Ca o plastilină așa. Da, foarte mai ca o plastilină, într-adevăr. Și înapoi și revine. Ține. Melisa place acesta, mie îmi place acesta. Moale. Îți place, Melisa? Mie chiar, eu vreau chiar să fie el să mănânc. Da, nu vreau să mănânc. Dar eu vreau să-l miros. Dar e foarte plăcut la atingere. Eu mă gândeam că ele o să fie mai tărișoare. Nu, dar nu, sunt foarte moale. Ia uitați ce am făcut din el. Ai impresia că e o plastilină în mână, ți-e așa? Da, da. Cel mai mic colet care a venit este și subțire, vedeți? Eu cred că acesta e un cadou din partea lor. Un mic cadou, probabil, nu știu. Probabil. De ce? Ce e o brățară ceva, ce e acesta? Pentru telefon, pentru ce? Pentru telefon, ca un bloc, eu nu știu de ce. Ia, ia uite. Da, ceva mai tărișor, mai mare. A, dar poate, a, asta poate să fie pentru schișe, nu se agață? Aici se agață, dar aici... Stai. Nu, dar nu văd așa ceva aici. Poate să le agăță acolo, tu știi? Poate le pui acolo și le agăță, le bage acolo cumva. Mă gândesc, eu poate, nu știu. Poate să dai! Încearcă să agăță acolo, Jasmina, încearcă să agăță acolo pe tău. Așa, mai departe ce acolo este? Vrei să vedem, vrei să vedem. Așa. Wow, joacă ceva! A, acesta e set, un set foarte bun! Wow! Da, e un set, adică poți să-l deschizi,
Dar o să facem un videoclip cu acest set, e un set foarte interesant. Da, da, te păi uite, te se agață așa. Aha. Super. Dar mie mă dă în bățcă și cu ăla mie mulos. Da, bine, ia uite acolo, acolo e un set. Acest set e format de decorată din multe, multe biluțe, de trei culori. Wow! Ia uite ce multe culori, câte culori acolo sunt? Putem să repetăm cu Melisa culorile cu acestea? 4 la 6, 24 de culori diferite. Da, sunt biluțe micuțe. Stai un pic. Ia uite, sunt toate culorile diferite. Fai, super, super. Și smărgelușe, da? O fel de smărgelușe, da. Fără de mărgelușe din biluțe mai mult, mărunțele, din stofă ceva. Și putem cu ele să confecționăm iată așa ceva. Întoarce și partea. Iată așa ceva. Și știți cum? O să vă arătăm totul în unul din următoarele videoclipuri. Deoarece o să ne ia mai mult timp. Și o să vă arătăm tot detaliat cum se face, cum se confecționează, ce este interesant. Poți să faci și breloace, și jucării pentru gentuță, și pentru telefon, și bijuterii, coliere. O să vă arătăm în următoarele videoclipuri. Iar în ultimul colet avem așa un joc cu un octopus și balonaj. Dar nu îl despachetăm aici pentru că vrem să facem un filmuleț aparte în care noi ne vom juca împreună cu Jasmina. Jasmina, ce cel mai tare ți-a plăcut ție? Din toate lucrurile pe care le-ai primit. E ca aceste jucării noi și e ca hainuci, pandoși, dintuși pentru păpăsele. Melisa, ție cel mai tare ce ți-a plăcut? Cel mai tare? Aaa, aceste noi și cățelușul? Ia nu știu ce. Hai seama să nu strici. Eu vreau să-ți schid un ochi, vreau. Adică el cred că n-o să mai rezist că-s prea mult dacă ați luat mână. Gata. Eu am înțeles că cel mai tare i-a plăcut. Eu cred că mie mi-a plăcut și acestea. Și acestea. Pentru că sunt băiat, probabil că nu mi-a plăcut păpușa. Dar restul toate aceste lucruri mi-au plăcut. Toate că ceva taluie, da? Așa că voi dacă vreți să vedeți mai detaliat, să vedeți prețurile, sau poate să comandați aceste produse sau altele, intrați pe site-ul BMGood. Link-urile o să fie toate în descriere. Da? Da. Și scrieți-ne în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult vouă. Melisa vrea să deschidem aceste cutii. Bine, dar vouă dacă v-a plăcut, numai decât atunci deschidem și filmăm. Bun? Iar vouă dacă v-a plăcut, puneți like.